Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. You are so beautiful. Awesome. I just wanted to tell you that I love your hair. Awesome. Amazing. You are so beautiful too. Oh, look, that flag, that flag. You see the flag? The red flag there. Yes. Thiago. Thank you. Chico, here. It's okay. Thank you. Bravo. Flag, yes. There. Go. Yes. Dur. Enemies. Bine ați venit în Capodocia, țara cailor frumoși. Mergeți să vă întâlniți cu calul. Trebuie să-l pregătiți pentru călărie. Periați-l, faceți-i codițe în coamă, puneți-i șaua și pintenii. Când este gata, trebuie să-i călăriți pe rând până în țarcul special pregătit pentru traseul la cal. Ok, mergem. Unde ne dau cal? Mie e cam frică de animale. Eu am lăsat-o cam pe mama. Câte codițe? 3, 6, nu? 4. 4. Frică. 4. Nu, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Unde ai văzut 5? Da, 5. Să-l periam, să le facem codițe și să le punem o selă, nu știu cum să zicem. Acea selă și să legăm ca el după aia să poată să fie călărit. Nu, nu-i da, tu periază-l de la cap, așa. Yes, there, in the front of the left. Ah, yes. Yes, we have to stop there. Îi spune să facă stânga și ajunge la o fermă de cai. Zic, mamă, avem clar că e ceva de făcut cu cai aici. Țarcul special pe traseul marcat. Hai. Mamă, sper să călărim viteză, că am rămas în urmă. Una, două, trei, patru și una în față, da, nu? Da, exact. Codiță, spațiu de păr, codiță. Poverini! Hola, poverini! Hola! Deja Patricia și Franci aveau ceva avans, speriau, făceau codițe. Dacă mi-ai musca? Nu te mușca, hai. Hai, apucă-te de codiță tu. Era o iapă super drăguță, care era foarte blândă și m-am prietenit cu ea și am vrut să stabilesc așa o conexiune. Căluț, bravo! Îmi dar arăt ca așa o cheadă Mihai, Petre și Elvira. Evident, nu se putea altfel. Ne apucăm prima dată de periat, de curățat, facem asta. Codițe! Codițe, Elvira, că eu nu mă pricep la codițe. Și apoi eu mă apuc să-i pun șaua. Ce asta? Asta este... Hai, Francesco, pune-l-o! Păi, dar nu intră! Și noi nu știam cum, pentru că ne era frică să strângem prea tare. Mamă, dacă știam și eu să fi mers vreodată la călărit. Mi se părea că ceva nu-i bine, nu știam cum să prind șaua, zic, bă, Lizzy, stop. This is no good. Mama, asta nu-i bine, trebuie să dau jos șaua. Stai, Elvira. Stau. Mă simțeam foarte prost pentru că am făcut asta foarte mult timp. Am filmat un serial întreg un an de zile. Aproape în fiecare zi eram pe cal. Maica mea, în ce ne-am băgat. Urcăm așa un deluret în de la așa și dăm de un crash cu cai. Asia Express se termină aici. Pentru că am frică de cai. Mi-e frică de cai. Hai, gata, am făcut prima parte. L-am da, mi-e frică. Pentru că când eram mică am avut un mic șoc, așa că un cale a încercat să mă muște și de atunci mi-a fost foarte frică. Hai, mă, asta nu se poate. Trebuie să-mi fac curaj singura. Hai pe aici, mama, pe aici. Ușor, nu-l grăbi, nu-l trage! Nu-l trage! Nu-l trage, de ce îl tragi? Și eu le-am zis, Franci, poftiți la cal. Ok. Keep your heel down. No worries. Okay. Keep two hands, separate hands, simple. Left. Okay. Right. From here? Yes. Okay. Și ca să trecem la următoarea misiune, trebuie să trecem pe fiecare din acele cerculețe. Da. Că ridere, poverino. No, eu leșin de frica, că am fost odată, m-am speriat foarte rău de cai. Este prima oară când călăresc. Am o mare admirație pentru sportul de echitație. Îmi place foarte mult. Și nu mi-era frică în acel moment. Mă gândesc doar să o fac bine proba. Ca să nu o repet de multe ori și să vină Cosmin din urmă și să mi arate el că nu vreau asta. Bravo, Franci, bravo, m-ai salvat-o. Grazie, thank you so much. Thank you very much. Haide. Dar nu trage așa, lasă-l încet. Mamă, că nu trag. N-am avut niciun fel de frică, Lizzy, foarte mare emoții. Mamă, deci aveam impresia că leșin, pentru că știu că trebuie să domini calul niciodată asta. Energetic și calul, animalul te simte. Go. Și când l-am văzut că stătea super țeapăn și trăgea de hățurile alea, zici că era, mamă, zic, eu, nene, ca boiul meu. Așa, asta e, bravo.
bravo, bravo. Deci erai ca JR din Dallas. Dar că ăla era în mașină. Ca Bobby din Dallas, ăla mai călăre. Ca Bobby, Bobby erai. Da, Bobby, Bobby, Bobby. Și tu ești Pamela. Mersi. Înainte să plecați, testați-vă norocul, găsiți două potcoave aurii în grajul cailor. Ce sunt potcoave? Fieri de cavali. Fieri de cavali. Da. Nu puteți pleca decât atunci când veți reuși să le aruncați la țintă pe stâlp. Când amândoi ați reușit să faceți asta, puteți pleca. Rămâneți pe acest drum în Valea Săbilor și căutați stânca din imagine. În stâncă trebuie să gătiți ulciorul special pentru vin. Ce este ulcior? Nu știu. Care se numește Hitisan și care conține vin alb și pe care va trebui să-l aduceți la întâlnirea cu mine pentru calificarea la joc. Succes, Tuca! Hai! Hai! Sir! Dacă nici acum nu e bine, nu știu ce să zic. Am legat până la urmă cureaua și tot ce trebuia și... Între timp au început să susească perechile rând pe rând. Da, și s-a făcut aglomerat acolo, da. Că am pierdut timp într-un moment în care n-ar fi trebuit să pierd timp. Am plecat, vă pup! Vă pup, pa, pa! Să aveți o vacanță frumoasă! Pa, pup! Emile! Atrane! Hai, iar că vin! Dacă câștigăm, dăm! Dăm de băut! Am ajuns la misiune. Misiune... nu grea, interesantă. Trebuia să echipăm un cal pentru călărie. Nu numai să-l echipăm, trebuia să-i facem și 5 codițe, să-l facem frumos, să-l pieptănăm. Ia și tu asta pieptănă-i părutul. Iubită lui mama! Ce ești, tu bea sau fată? Fată! Maica mea. Scumpule, drăguțule! Da. Eu, uite, bă! Ți-am făcut codițe, mimirițe, păfărițe, găgărițe. Ne-ai frică de ele, ne pun la cap. Păi doamna Adriana a pupat calul ăla și lua în brațe de parcă era Ali. Și că l-avea de acasă. Mamă! Și când am văzut calul ăla că dă și cu picioarele, ca parcă avea... Dumnezeu să mă uite, parcă avea trași pe ea. Deci când dădea așa cât o copită, zici că se spărgea piatra. Maica mea! Maica ei de treabă! Wow. Da, mă, și făcea și din cap, adică mamă. Încercam să mă apropii, să pun mâna... Ce face în rău, uite cum face. Mamă! Mamă, să lăsăm calul ăsta în pace, bă. Ce doamne, tu faci, mă? Nu mâine, nu pun mâna pe calul ăla. Pe cum, poate să te muște? Dacă e de călărit, bag eu, da? Prima dată du-te tu, după aia. Să fie cu noroc. Stai. Hei. Stai, mă, nu faci așa, bă. Căluț. Hai să-l periem prima oară. Să-l periem. Hai să-l periem. Stai că dai încolo și nu găsi vede nimic. Aici, în partea asta. Intrăm în graj. Fa, ce miros. Una, French. Una? Da. Mai caută una. Imediat am găsit una. Imediat. A, repede. Da. Ia, aici, aici, haide aici. Și dă și caută. Prin fân, prin mâncarea cailor, prin pe jos, pe sus. Hai să căutăm în altă. Vieni, vieni, vieni. Hai să căutăm în altă. Mamă, ce zbura halul ăsta acolo. Should I go up? Yeah. I know. Yeah. But still, still calm, okay? Calm, calm, yeah. De data asta chiar n-aveam nicio emoție, pentru că pot să fac asta. Ho, ho, ho. Easy. Yeah, brother. Mihai, slalom aici. Ah, slalom. Yeah. O jaloane, a, ok, bine. Și am făcut jaloanele astea destul de simplu, pentru că știu să dau direcția. Și cu calul trebuie să fii destul de ferm, trebuie să te comporți fix cum trebuie să te comporți cu soția. Dar cu dragoste să-i spui. Șezi. Lângă mine. Unde-i grajul? A găsit una? Da, bravo. Undeva în perete, așa, potcoava chiar în ochi, chiar in your face. Te dă una acolo, nu? Da. Nu vezi că ești impostă. Știu și ce să fac. Coavă. Nu ai? Yes, una. Mamă, bravo. Uite-o. Hai. Am găsit potcoava, Doamne ajută. Unde trebuie să mergem acum? Ia de foaia, să uităm. Trebuie să ajungem să aruncăm la stâlpi, ceva stâlpi. Nu cred aici. Uite, Cosmin a găsit. Două? Ia, hai înapoi acolo. Ce proști sunt de mă, ce faceți mâncava azi? Hai, hai, una! Ferească, bă, nu cum să faci tu așa ceva? Două, perfect! Sar! Și conector și cu shift, care în timp ce noi, hai, hai! Au venit și s-au pus așa și se uitau la noi. Ce să facem? Ce să facem noi, mă, la calul ăsta? Cum să ne băgăm noi sub burta calului? Ești nebun la cap? Nu, vreau, mă, ăsta nici nu stă al nostru, uite. Domi Moze! De râsul curcilor! Stai, stai, stai! Unde te duci? Următorul pas trebuia să te urci pe cal. Așa, ușor! Ușor, nu te grăbi! Gata! Am mai călărit până acum de câteva ori și îmi place foarte mult senzația. No, 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 no! Hai! Așa, yes, yes! Hai! Hai! Haide! Speranța!
Iubitul meu, Cal, a zis că el nu vrea către slalom, că el vrea în partea cealaltă. Hai! Ai ales calul și cum era și stăpânul, adică tu, da? Cu personalitate, cu personalitate, cum fac ce vreau, da. Eu. Nu grăbi! Nu grăbesc! Ușor, tamam? Și de acolo am mers totul lin, am reușit să fac slalom. Frumos, ușor, și eu am condus-o așa frumos. Elegant. Well done. Ok. Well done. Atâta s-a putut. Da, măi, misiunea... Dar măcar mi-a spus că a fost foarte bine și m-am dat jos de pe cal și am primit plicul următor. Opa, să nu te vrea, ești nebun? Nu mă vrea. Că asta ce-a făcut curaj. Asta vă zici că... Ia, hai mă, că pun puțin așa mâna pe el, ha? Nu vrea, mă, uite-l cum face. Odată s-a întors ca la mea. Mam, nu știu ce să mai zic. Trebuie să-i facem codițe. Bă, ce codițe să-i faci, mă, Gio? Lasă... Am simțit că nu suntem pregătiți pentru proba aia cu calul. Era frică și lui. Hai, bubli! Nu vrea! Hai, mama! Hai să o luăm așa, pe aici. De ce te complici? Nu știu. Păi așa mă complic eu. Iau din spate, uite de la asta! Gata! Hai! Stai că nu știam ce avem două! Haide! M-ați găsit, ce bravi! Deci iau, zic, măi, în același joc unde am fost noi, să iasă ele. Na, noi suntem prea îmbrănati. Da, ne merităm soarta cu găsitul lucrurilor. Ah, da. Ne-am dus la stâlpa, am aruncat aici. Hai că poți. Nu puteam, nu reușeam să o bag pe stâlpul ăla. Zic, ce dracu, mă, trag cu praștea bine, găsesc podcoavele, călăresc cai și mă încurc într-o podcoavă să o lovesc de un stâlp. Ceva simplu. Ah. Yes. Bravo, hai, una, avem. Dar mi-am păstrat calmul, am reușit să bag potcoava pe stâlpul respectiv. Trebuie să căutăm asta. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.